Cel mai mult s-au entuziasmat la patul de cuie și la oglinzile de mari dimensiuni ce deformează realitatea din jur. Însă nici tablourile mari, tridimensionale sau generatorul adus de la Cluj nu au rămas neobservate. Și în timp ce unii au rămas fascinați de-a dreptul, alții au fost mândri că știu despre ce este vorba și nu pot fi păcăliți așa ușor. Mai încercăm o dată. Iau dublu cost, îl pun pe planul înclinat. Și cu puterea minții mele îl fac să meargă în sus. E un grup de energie! Cum? E un grup de energie! Este energie, dar este electricitate. Mi-a plăcut foarte mult tot patul cu cuie. Mie mi-a plăcut partea în care m-am așezat pe patul cu cuie, dar la magie mi-a plăcut partea cu fulgerele. Oglinzile cum ți s-au părut? Amuzante! Crezi că a fost magie tot ce s-a întâmplat aici? Nu, cred că a fost știință. Ai învățat multe lucruri astăzi aici, la Muzeul Iluziilor? Da. Organizatorii sunt în turneu prin toată țara, iar la Botoșani s-au gândit să stea până pe 29 aprilie. Au de gând să revină, mai ales că numărul exponatelor crește în continuu și reușesc să aducă zâmbete și curiozitate pe chipurile copiilor.